Mai mulți locuitori din cartierul Crâncnă au semnalat că atunci când plouă, între blocuri și complexul comercial se formează o baltă artificială, consecința unor lucrări de mântuială. Apa de ploaie se adună în adâncitura unui șanț prost astupat, acolo unde urbisul a tras o conductă de apă până la părculețul amenajat în zona blocului 14. Și eu am primit la asociație mai multe sesizări din partea proprietarilor care vin și își fac cumpărăturile la Crâncnă, de la complexul Crâncnă, în sensul că când plouă se adună foarte multă apă aici și oamenii sunt nevoiți să meargă pe margine sau să, chiar să-și pună și bucăți de piatră sau astea ca să nu se ude. Din câte am aflat și eu, s-a făcut o lucrare aici pentru un spațiu verde în fața blocului 14, s-a făcut canalizarea, probabil că urmează să astupe acest șanț. Riveranii, indiferent de vârstă, sunt obligați la adevărate demonstrații de echilibristică sau de orientare în teren pentru a depăși obstacolul. Șanțul a fost astupat după instalarea conductei de apă, dar lucrarea a fost făcută de mântuială. Ce să facem? Mai ales că avem și asta comercial aici și când venim, când plouă și venim și noi aici la veceu, trebuie să ne luăm cizme de cauciuc. În rest ați putea ocoli, dar e... Mai trebuie ocolit-o mai pe acolo și se dă în roată la stația de gaz. Și nu mai sunt toți... Problema locuitorilor din cartier ar putea fi rezolvată destul de simplu dacă celor care au făcut lucrarea le-ar păsa de asta. Și cum credeți că s-ar putea rezolva? Cu două roabe de balastru, de asfalt s-ar putea rezolva, da. Probabil că... Domnii sunt prea ocupați pentru alte treburi și pe noi ne-a dat uitări. Nu cu mult mai departe, de locul cu pricina, pe bulevard la blocul Magnolia, se lucrează de zor și se toarnă și asfalt. Poate câțiva muncitori se vor abate într-o zi și pe la baltă, cu o roabă de asfalt.